Un milion de români așteaptă vizita istorică a Papei Francisc și toți își doresc să fie cât mai aproape de suveranul pontif. Parohiile romano-catolice din zona Moldovei au început înscrierile pentru biletele de acces pentru public la cuvântarea Sfântului Părinte de pe 1 iunie de la Iași. Clara Mihociu este în direct cu noi de la Catedrala Romano-Catolică, unde deja au ajuns oameni să se înscrie. Bună ziua, Clara! Ce au de făcut oamenii ca să ajungă pe listă? Bună ziua, Andreea, bună ziua tuturor. Procedura de înscriere este una destul de simplă. Oamenii trebuie practic să se adreseze către cea mai apropiată biserică romano-catolică, indiferent că vorbim despre catolici sau creștini ortodoxi. Aceștia trebuie să meargă acolo și să se înscrie pe aceste liste despre care vorbeai și tu. Acolo pe listă vor trebui să dea doar câteva date personale, mai precis numele, prenumele sau, de exemplu, numărul de telefon, dar și vârsta. Pot de asemenea să înscrie și alte persoane care nu au putut veni în persoană, personal, să se înscrie pe aceste liste. Cum spuneai, astăzi au fost deschise oficiale listele. Aici deja au venit câteva persoane să se înscrie. Trebuie menționat faptul că pe baza acestor liste se vor da invitații și bilete. Toate sunt gratuite. Numărul lor este unul nelimitat. Oamenii nu trebuie să-și facă griji că ar putea rămâne fără bilete. Pe baza acestor bilete și invitații se va face accesul practic la eveniment. Deci acesta va avea loc în piața Palatului Culturii din Iași, în aer liber. Va exista o zonă delimitată. Acolo accesul, cum vă spuneam, se va face pe bază de bilete și invitații gratuite. Trebuie menționat încă un lucru, faptul că pentru persoanele din străinătate se ia în calcul și varianta unor posibile înscrieri online. Încă se discută despre acest aspect. Există oricum o persoană care în acest moment se ocupă la episcopie strict cu această problemă, cu a discuta și a lua legătura cu persoanele din străinătate care vor să vină la evenimentul din ziua respectivă. De asemenea, trebuie știut și că toate aceste invitații, cum vă spuneam, sunt nelimitate și gratuite, iar alte detalii vor mai fi stabilite pe parcurs. Atât de aici, Andreea. Clara Mihociu, în direct de la Iași, îți mulțumim!